Investigarea criminalității economice Timiș au desfășurat activități de combatere și prevenire în domeniul substanțelor periculoase în județul Timiș. În cadrul acțiunii au fost verificate două societăți comerciale la operatori economici care desfășoară activități de colectare a deșeurilor feroase și neferoase. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat faptul că aceștia ar fi desfășurat activități de dezmembrare a unor autovehicule scoase din uz, fără a deține autorizație de mediu aflată în termenul de valabilitate. Totodată, în urma controlului, au fost identificate 3.000 de kilograme de deșeuri periculoase provenite de la mai mulți acumulatori uzați, 1.000 de litri de ulei uzat pentru care nu s-au luat măsuri de eliminare, precum și o cantitate de deșeuri